Bună, dragilor! Suntem Anca și Vlad la Căpșuni și astăzi vorbim despre totul și nimic, adică viața noastră de un an aici, tribulațiile noastre de un an de zile pe business și, de fapt, pe business, că altfel ne întindem și trebuie să luăm copiii la școală. Suntem în autobuzul turistic și am plecat să explorăm Santa Cruz, calitate de turiști, să vă încântăm cu câteva imagini de aici. Între timp vă povestim și despre activitatea noastră profesională în Tenerife și ce a presupus pentru noi provocarea aceasta de a avea o afacere pe cont propriu, pentru prima dată împreună, lucrând împreună, pentru prima dată antreprenori amândoi, pentru prima dată în afara țării și pentru prima dată în domeniul acesta. Avem câteva puncte de bifat. Dar hai, înainte de asta, să vedem un pic cam ce ne oferă Santa Cruz. Wait for the moment to seize you and you will be free. Everything comes back around if you only believe. I feel a glow in my heart, that's you inside of me. All the world's riches and diamonds will one day be soiled. Trinkets will just hold you down when life takes its toll. Everything you'll ever need is inside of your soul. Asta e orașul nostru de suflet. Unii zic, și da, sunt orașe mai frumoase ca Santa Cruz, dar nu știu, aici am nimerit, aici am stat un an și ne-am atașat de orașul acesta. Hai să începem cu începutul, nu? Acum un an, în 1 februarie am ajuns. Ne-am ajuns în Tenerife pe 1 februarie 2018. Vă povestim cum am făcut noi. Noi, ca întotdeauna, n-am luat drumul cel mai scurt. Am zis, păi dacă tot mergem, hai să mai vizităm ceva până ajungem acolo, așa, cu toate bagajele noastre de acasă, adică valizele ce am putut lua pe avion, bagaj de cale și bagaj de mână, pentru că alte lucruri de prin casă, despre care vă putem povesti în alt video, am trimis prin feribot, că altfel nu poți ajunge aici. Bun, cu bagajele noastre, toate ce au încăput în valize, ne-am oprit prin Bologna, am stat și pe acolo vreo două zile, am vizitat și Bologna, foarte drăguță Bologna, merită, mergeți neapărat la muzeu. Mâncare bună. Mâncare foarte bună, da. Muzeul Ferrari, Ducati aproape, a fost ok. Teatrul, opera, iarăși sunt importante. N-am fost la teatru și la operă, dar le-am văzut pe din afară, erau. Dar ca repere turistice, pentru că știu din Wikipedia. Nu, din Wikipedia. Știu din colaborarea cu auditoriul de aici ca o operă reprezentativă pentru iubitori. Bun. Am ajuns aici pe 1 sau pe 2 februarie. Eu nu mi-am amintesc foarte bine, nici nu are foarte multă importanță. Și vreo câteva luni am mars-o ca turiștii, adică, ok, noi ziceam că hai că începem, hai să, de fapt, noi am vrut să facem un business pe turism și l-am făcut și am zis, noi zic, și tot facem, și tot facem, da, și am zis, bun, ce facem noi aici, o să luăm niște proprietăți, le închiriem termen lung și le subînchiriem termen scurt, așa a fost ideea inițială și dacă vin turiștii trebuie să fim și noi pregătiți să le recomandăm atracții turistice. Și atunci ce am făcut? Am testat toate atracțiile turistice pentru a recomanda numai atracții de calitate, adică, spre exemplu, un pas. Și am testat toate atracțiile ca să le putem recomanda în cunoștințe de cauză și am scos atracțiile în care n-au fost politicoși, nu ne-am simțit bine, n-au meritat banii, așa mai departe. Asta ne-a luat câteva luni bune, eu zic că vreo 3 luni ca popa, tot testând atracții și aruncând cu banii și încolo.
Bine, am și tot ceva, invitații, familie, tot. A, nu le-am testat singur, da. Le-am testat cu familia, exact, da. Am fost fiți primele 4-5, cred că 4 luni de zile am fost singuri, numai poate 7 sau 8 nopți. Tot timpul a fost cineva la noi în apartament. Aveam un apartament cu 3 dormitori, un dormitor a fost exclusiv pentru prieteni. Familia. Și familie, exact, da. Și după 3-4 luni, nu puteam să testăm atracțiile astea fără să ne luăm și un birou. Adică orice firmă care se respectă are un birou. Și ne-am luat și un birou, am plătit chirie la un birou în centru, extraordinar de... De-aia am făcut așa un business mare de la început. Și acum l-am redus. Am avut o idee foarte mare pe care am mobilat-o cu tot ce avea nevoie la o scară mare și ne-am dat seama că nu merg lucrurile atât de repede cum ne doream. De ce n-a mers așa de repede cum ne așteptam? Pentru că localnicii lucrează ca peste tot de altfel, deci nu zic că nu am nicio, fac o aluzie sau nu am un reproș, ca peste tot localnicii lucrează între ei, dar noi nu ne-am dat seama de asta. Noi nu ne-am dat seama că o mare parte din succesul nostru din București se datora conexiunilor pe care le aveam. Adică nu că sunam pe cineva din PSD, ci că aveam nu prieteni. Nu suntem sau ceva. Da, din contra. E vorba de networking, de conexiune. Da, și... suntem veniți din Ploiești, din Rucăr, adică nu aveam niște relații ca pe timpul lui Ceaușescu, dar aveam oameni care ne recomandau, aveam oameni care ne cunoșteau. Care ne cunoșteau și puteau să ne recomande și eu am lucrat în vânzări și am vândut foarte bine datorită acestui lucru. E, aici n-am mai mers, pentru că aici eram niște români care voiam o proprietate. Am făcut totul cheia, la modul foarte... mână, cine îți dă ție cheia mână? Eu tot le spun prietenilor și... Măi, dacă la tine vine un albanez fără să zic nimic, adică, nu știu, un moldovean, Barasarabia, un bulgar, oricine. Și zice, boss, dă-mi mie cheia de la apartament că fac o chiriere vacațională și scoți mai mulți bani decât pe termen lung și o să fie bine. Eu dai? Și asta s-a întâmplat. Au trecut luni în care nu ziceam nici măcar. Erau și foarte... Sunt foarte politicoși așa. Atât de politicoși că nu zic nu, dar nu-ți mai răspund la telefon după aceea. Sau îți răspund, mai bei o cafea, mai trece timpul, mai explici odată. Și mai explici odată despre ce-i vorba și da, ce bună idee. Hai să primim săptămâna viitoare și săptămâna viitoare e răspuns mai răspunde. Avem cazuri. În fine, până la urmă am reușit. Noi am făcut totul la un nivel foarte profesional. Cu prezentări, cu canvas, cu site-uri, cu ideea noastră fiind să facem managementul online pe mai multe site-uri din astea gen Airbnb, Booking, HomeAway și întreagă suită. Pentru proprietăți, da? Business planul includea proprietăți de toate felurile, pe toată insula. Ne încurcă și legislația. Ne încurcă un pic legislația, pentru că stau gândit spaniolii ăștia să... Sunt alegeri anul acesta și alegeri locale și există o presiune foarte mare din partea hotelurilor să se limiteze vacaționalul de tip Airbnb și Booking. Și hotelurile sponsorizează, cotizează cu siguranță la banii lor de campanie și hotelurile sunt în război cu Airbnb și noi suntem de partea lui Airbnb. În fine, n-am avut bani să facem un hotel, că dacă făceam un hotel nu mai aveam problema asta. Așa, la ce am ajuns acum? Ce facem acum? Stilul meu. Hai să luăm la început. Păi n-avem ce să luăm de la Hai, bine, zi tu într-o idee coerentă ce facem. Nu, și nu sunt... Adică, așa vorbesc eu. Pare rău. E peste tot. Da. Încerca să-l urmăriți. Da, și mai vorbesc și repede. Să vă dau o sugestie. Că veni vorba. Că nu veni vorba. Eu consum foarte mult YouTube. Și pentru că vreau să consum cât mai mult YouTube într-un timp cât mai scurt, poate nu știați, dacă știați, îmi cer scuze, există un
în setări o opțiune prin care poți să pui YouTube-ul la 150%, 175% din viteză. Eu cu dicția mea și cu viteza la care vorbesc, nu cred că mă puteți asculta la 175. Nu cred că aveți nevoie și nu cred că... Dar când vorbește Anca, puteți să... când vorbește Anca, puneți pe 175. Uite, o să trecem pe lângă fostul nostru birou curând. Aha, da. Aici, în stânga, avem un parc foarte frumos, din care am făcut primul filmuleț, Parcul Sanabria, v-am mai arătat, e foarte, foarte, foarte frumos. Despre afacerea noastră, concret, cu subiect și predicat, capoadă, planul nostru de afaceri includea două părți. Partea în care luam proprietăți pe termen lung, plăteam o chirie fixă și le închiriam, le gestionam pe platforme, pentru închiriere vacațională și a doua parte în care proprietarii nu erau de acord cu chirierea pe termen lung și atunci le gestionam pe platforme proprietatea și luăm un comision din managementul pe care îl facem. Bun, ce s-a întâmplat, așa cum am mai spus, s-au întâmplat mai multe neprevăzute pe care, neavând experiență, v-am spus, neavând experiența unui business, neavând experiență de antreprenor, neavând experiența culturală de aici, de a cunoaște mediul, neavând networking-ul necesar, lucrurile au durat foarte, foarte mult și s-a dovedit că abordarea noastră profesională nu e neapărat cea mai bună strategie, pentru că oamenii dezbăteau lucruri de-astea efectiv la o cafea, poate pe un șervețel. Prezentările noastre și toate analizele noastre cu proiecții și nu ale noastre, ale ei. Eu sunt cu șervețelul. Să vă arăt biroul nostru. Ha? Pot? În fine, e pe partea asta aici. Da, deci eu sunt cu șervețelul, dar pentru că era ceva nou pentru mine, am zis, mamă, spanioliștea sunt un pic mai profesioniști, hai să fim și noi profesioniști. Și atunci am mers pe planul Anca. Acum am descoperit că rezonez mai bine tot cu șervețelul și... Și eu nu mai merg la întâlnire. Și eu nu mai merg la întâlnire, da, exact. Da. Te-am întrerupt. Dacă vă gândiți să începeți o afacere aici, vom face un film în care povestim toți pașii pe care trebuie să-i parcurgeți. Sunt ceva avantaje în a avea o afacere pe cont propriu. Nouă ne place viața asta de antreprenor, deși stresul și incertitudinea, nu avem în sânge cultura asta, trebuie să recunoaștem. Mi s-a spus și trebuie să dăm dreptate și să avem umilința să ne recunoaștem limitările. Spaniolii au cel puțin 30 de ani de antreprenoriat, vorbim de oameni de 40-50 de ani care au crescut în case cu părinți antreprenori. Și au chestia asta în sânge, efectiv îi poți vedea, nu se bagă la execuție, trebuie să găsească niște români să facă execuția, dar îi poți vedea cum mi se fac conexiunile tot timpul și totul este o oportunitate și au sânge rece să trăiască din antreprenoriat orice s-ar întâmpla și orice provocare ar avea. Noi încă învățăm asta, o învățăm pe pielea noastră și a venit la pachet cu toate schimbările pe care le-am mai făcut. Și atunci poate am îmbătrânit un pic mai mult în anul ăsta, că ne-au ieșit ceva mai multe fire de păr alb decât estimam. Dar ne consolăm cu ideea că le vom recupera cumva. Da. Le vopsim, dar le recuperăm și ce-i drept... Viața noastră are un alt ritm și chiar și cu stresul ăsta adăugat al unei afaceri pe cont propriu și al incertitudinilor în ceea ce privește venitul, viața este... Am adoptat stilul ăsta relaxat de viață și atunci nu ne mai omorăm. Eu cred că prima lecție pe care a trebuit să o învățăm și pe care încă trebuie să o învățăm este să nu ne stresăm. Adică noi aici ne-am stresat mult mai mult decât era acasă și cred că odată ce învățăm asta deja putem să trăim, pentru că business-ul a reușit. Adică, ok, nu avem 20 de proprietăți cum voiam. Prevăzusem în primele 3 luni. Da, cum aveam în buget, exact. La luni de afaceri. Da, 20 în 3 luni, da. Ce
inconștiență, dar pe de altă parte știi, dacă nu crezi că o faci, nici nu te apuci. Știi? Și mie îmi place foarte mult o vorbă, prostul nu știa că e imposibil și a făcut-o, știi? E, la noi nu știu dacă era imposibil sau nu, dar am făcut-o. Da, și ce facem acum concret? Avem niște vile și oferim și servici de consilier pentru ele, exact ce ziceam. Orice bilete, orice atracții, orice servicii, de la babysitter, închiria mașină, un bucătar care să vină și să gătească în vila respectivă, face piața, gătește, servește la masă, face curățenie, absolut orice serviciu. Dacă aveți vreo idee, spuneți-ne și dacă nu e pe lista noastră, dau o sticlă de vin. Dacă pe partea cu proprietarii, networking-ul nu abia acum a început să se creeze cât de cât și să ne extindem conexiunile, pe partea de furnizori avem un networking foarte bun, pentru că așa funcționează toată insula aceasta. Oamenii au buget de marketing și acolo unde au o colaborare cu cineva ca noi care le pot aduce mai mulți turiști, costurile sunt acoperite din bugetul de marketing. Deci networking-ul pe partea de furnizor de orice fel de serviciu, de la plimbări cu elicopterul până la cumpărături și excursii la balene, transfer aeroport, intrări la muzee, intrări la parcuri tematice și așa mai și evenimente, rezervări la restaurante. Asta este ceva ce am reușit în acest an să punem foarte, foarte, foarte bine la urmă. Am reușit chiar în primele 3-4 luni. Acum am glumit eu că am stat ca turiști. Da, am testat astea, dar le-am și, odată ce le-am testat, am și, hai zice, semnat contracte. Este un clip de 10 minute. Deci, probabil că orașul ăsta e un pic cam mic. Că ne-a plimbat de când vorbim, nu știu, de 16 minute. 600 de metri. Ne-a plimbat pe lângă biroul nostru, știi? Adică noi aici am stat un an de zile și am și locuit în zona asta și... Și tot asta o vedem pentru 20 minute. Îmi dă așa, mi-aduce aminte de zilele în care căutam loc de parcare lângă birou. Deci, exact, parcă acum mă chinui să găsesc un loc de parcare să merg să sun pe cineva din birou. Bun. Asta facem noi profesional aici, combinat cu utilul, cu plăcutul. Cam fiecare zi a noastră este o nouă provocare. Nu controlăm nici cum ce ar putea să vină ca provocare profesională. Nu? Oricât de mult am încercat să ne ținem de un plan, întotdeauna sunt neprevăzute. Ce-i drept, având atât de multe necunoscute, am alergat în foarte multe direcții și nu ne-am ținut foarte bine de planul de afaceri inițial. Eu zic că bine că nu ne-am ținut de el. În fine, aici avem un pic de diferite ideile. Da, eu cred și tu ai spus zilele trecute că alergăm în prea multe direcții. Asta e clar. Trebuie să ne stabilim niște obiective. Că tu nu vrei să le pui scris pentru plan de afaceri, e altceva. Dar ca idee, eu personal, și poate și Vlad să vă zic asta, cred că atunci când faci o afacere, e foarte important să stabilești niște obiective și oricât de mult sau oricât de lung ar fi drumul până la ele sau oricât de greu ar părea să ajungi la ele, să faci eforturi doar în direcția aia și să mergi doar în direcția aia, pentru că... Eu n-aș zice că suntem în măsură să dăm sfaturi încă, dar totuși permit și eu un sfat. În primul rând, faceți o afacere pe care ați mai făcut-o și în țară, că e păcat să stați să învățați aici pe banii de aici. Și eventual, nu știu, eu dacă aș da timpul înapoi, m-aș angaja să muncesc pentru unul care face ce fac eu acum, să învăț pe un salariu, nu să învăț pe gratis sau pe banii mei. Și începeți mic, adică, și eu am mai făcut o afacere în care am început mare și am plătit niște, am avut niște costuri raportate la un, dar cred că asta-s eu, adică cred foarte mult în ceea ce fac și în momentul în care cred, pun totul și am zis că nu mai fac asta și am făcut-o iarăși. Bune, am avut și un angajat, un spaniol,
care era angajatul nostru și îi făceam noi munca, sau mă rog, căruia îi făceam noi munca, adevărul e, și până ne-am prins. Și am avut și un angajat, am avut și birou, am avut și ce am mai, ce bani am mai, ce, ce bani am mai cheltuit aiurea? Mă rog, ne-am făcut firma din prima zi, am cheltuit cu firma, cu nu știu ce. Bun. Experiențe din care am învățat. Da, eu zic că asta va fi subiectul unui alt film. Asta va fi subiectul unui alt film. Ca să fiu foarte, foarte sincer cu voi, astăzi am vrut un film mai pe relaxare, așa, pentru că a fost unul cu research destul de, de amănunțit, care, în care am investit destul de mult timp și sincer simt că dacă în fiecare săptămână am investit timpul ăla pentru research și am face asta, simt că ar veni momentul în care mi-ar fi, n-aș mai face cu atâta plăcere, mi-ar fi din ce în ce mai greu, mie, Ancă-i probabil, nu știu, simt, vorbesc de mine ce, ce simt eu. Curați-vă de plimbarea noastră prin Santa Cruz. Da. Dacă veniți și calitate de turism, nu ezitați să ne, să ne abordați și încercăm să vă, să vă ajutăm cu sfaturi și cu... Da, nu trebuie să cumpărați nimic de la noi, dacă măcar ne solicitați niște sfaturi, cu bucurie vi le, vi le acordăm. Iar iarăși, serviciul de concierge nu înseamnă că trebuie să cumpărați ceva, dacă vreți, o, orice client, așa a fost gândit, dacă vrea o farmacie non-stop sau are nevoie de o informație, care e plaja mai bună pentru copii, care ce dintre două parcuri tematice pe care să le aleg. Mie îmi place să vorbesc și deocamdată am timp. Cam asta a fost astăzi, vă mulțumim că v-ați uitat la noi, încă o dată v-aș ruga cele 7 secunde, da. Vă ia 3 secunde să comentați dacă v-a plăcut sau nu, ce ați vrea să vedeți. Vă ia o secundă un like, un subscribe, un clopoțel și un share. Ne fac pe noi să, în primul rând, să ridicăm canalul ăsta mai repede și, iarăși, când văd like-urile alea, deja m-am dus cu capul. Fiecare zi mă uit, avem cam 10-12 subscriberi pe zi, le număr. Am dat și mie o bucurie. Da. Mulțumim încă o dată, o zi bună, trăiți viața ca o aventură! Pa, pa! I-a fugit ideea? Serios? Ție? Da, păi da, ai început să vorbești acum 12. Eu sper că putem folosi ce am luat în prima dublă, ca altfel. Altfel o să iasă foarte, e patetic. Da, ne plimbăm pe autobus. Poate vânt. Singura modalitate în care am putea avea un vlog de, de succes ar fi să vorbim când autobuzul stă într-o stație. Și nu prea îmi iese, că trebuie să ne vin ideile când autobuzul merge. Bună, dragilor! Bună, dragilor! For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. For the record, ain't trying to link no time away.